Ministrul Finanțelor spune că este obligatorie o reformare a aparatului bugetar din România, pentru că acesta trebuie să aibă oameni eficienți. Unul muncește, iar alți trei stau pe lângă el. Este analiza ministrului Eugen Teodorovici. În ceea ce privește rectificarea bugetară din noiembrie, a doua de anul acesta, oficialul a precizat că se va discuta despre reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor cu fiecare minister. Ministrul Finanțelor a mai subliniat că există o listă cu instituțiile publice și cu domeniile în care se cheltuiesc cei mai mulți bani. Printre acestea se numără transporturile, sănătatea, economia și energia. Cred că e de bun simț să te gândești la o reformă a aparatului bugetar, pentru că ne dorim cu toții o administrație și centrală și locală eficientă. Asta înseamnă să ai oameni nu foarte mulți, exact cât trebuie, mai bine plătiți sunt deja, legea există și ca să fie mai eficienți, repet, cât trebuie. Nu unul muncește și trei pe lângă el stau, a afirmat Eugen Teodorovici la TVR.